Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a 42-a ediție a analizelor economice. Timpul trece destul de repede. Vreau aici să reamintesc că acest proiect este posibil grație cooperării dintre IGES Viitor și Privesc Iu. Din acest motiv ne puteți privi în direct sau în reluare sau celelalte ediții precedente pe pagina oficială a IGES Viitor, Privesc Iu sau pe pagina mea iunice.md, unde pe lângă analizele economice puteți vedea și alte analize care sper să prezinte un interes pentru dumneavoastră. Astăzi vreau să discutăm un subiect destul de interesant care sub acest unghi nu l-am discutat niciodată, gradul de îndatorare a persoanelor fizice sau cum cetățenii Republicii Moldova pot face față împrumuturilor pe care le-au contractat ei. Această analiză de astăzi este posibilă grație unui sondaj național pe care l-a realizat IGES Viitor. În spate vedeți, este un sondaj realizat în cooperare dintre Institutul Ion Brătianu din București, directorul căruia este colegul nostru și prietenul de mulți ani de zile, Dan Tungaciu, IGES Viitorul și CBS Research, compania care este responsabil de eșantionare, colectarea datelor și prelucrarea datelor. Institutul nostru IGES Viitorul, ca și Institutul din România, suntem cei care formulăm întrebările și care facem analiza datelor. Noi niciodată n-am colectat datele, nu este specializarea noastră. Pentru aceasta există CBS Research. De ce am vrut să mă opresc la acest subiect? Din ce cauză consider că este important acest lucru? Anul 2021, și aici aș vrea să colegii să arate graficul din spate, vedem o creștere fără precedent a gradului de îndatorare a persoanelor fizice și vorbim aici despre împrumuturile oficiale. Deci, ca cușa să vedeți din ce cauză. Anul trecut, estimativ, spunem estimativ, deoarece avem două tipuri de instituții care oferă credite cetățenilor. Băncile comerciale, datele privind volumul de credite a băncilor comerciale sunt deja plasate pe pagina oficială a Băncii Naționale, de aceea noi putem utiliza aceste date, dar avem și instituții nebancare, cum ar fi asociațiile de economii și împrumuturi, companiile de leasing și companiile de microfinanțare. Datele lor de regulă sunt public cu mică întârziere. Sper că vor apărea în viitor apropiat pe pagina Comisiei Naționale a Piețelor Financiare, de aceea noi operăm cu estimări și noi considerăm că estimativ în anul 2023 volumul total de îndatorare a cetățenilor noștri față de companiile financiare și financiare față de sectorul financiar al Republicii Moldova s-a ridicat la 33 de miliarde de lei sau cu aproape 8 miliarde de lei mai mult. Noi ne-am îndatorat, ne-am crescut povara de datorii comparativ cu anul precedent. Însă, după cum și dumneavoastră bănuiți, atunci când vorbim de împrumuturi, cetățenii se împrumută nu doar de la companiile financiare. Din acest motiv și sunt bune sondajele economice, IGES Viitorul deja de peste 15 ani realizează sondaje economice, ca să răspundem și la întrebările care nu le poți găsi pe pagina oficială. Din acest motiv, noi am pus prima întrebare pentru cetățenii noștri, dacă au vreo datorie față de cineva. Când vorbim față de cineva, noi am identificat patru tipuri de surse și aici vedeți și dumneavoastră următorul grafic. Noi am formulat în felul următor. Dacă cetățenii noștri au datorii față de băncile din Republica Moldova, 21,9% 22% din cetățenii Republicii Moldova au spus că au un credit în prezent față de o bancă comercială. Deoarece este primul an când realizăm această cercetare, nu putem arăta dinamica dacă este mai mult sau mai puțin decât anul trecut, însă dorim să facem astfel de cercetări anual și în felul acesta la anul vom ști dacă gradul de îndatorare cetățenilor față de bancă în cazul dat a crescut sau a scăzut. Pe locul 2 se află instituții financiare nebancare, încă o dată reamintesc că ce vorbim de asociații de economii și împrumuturi, companii de leasing și companii de microfinanțare. Dumneavoastră vedeți, auziți la televizor publicitatea lor, vedeți foarte des, 9,6% din cetățeni spun că au credite față de o astfel de instituție. Deci, practic, față de instituțiile oficiale, față de instituțiile care activează organizat în Republica Moldova, noi avem 22% aproximativ față de bănci și 9,6% față de instituții nebancare. Următoarea întrebare, o sursă importantă de împrumuturi pentru cetățeni sunt rudele și prietenii, deci persoane de la care merg să împrumut. De regulă, acest împrumut este fără dobândă, este, nu cu de regulă, dar este fără dobândă, deci aia că este următoarea întrebare, am formulat-o. 8,2% din cetățenii noștri spun că au datorii față de anumite rude și prieteni. Deci asta este o povară considerabilă, dacă observăm acest volum, este aproximativ egal, nu volum, dar noi considerăm că în cazul cifrelor mari,
Raportul oamenilor care au împrumuturi mici, mari, este aproximativ egal pe toate componentele. Și în sfârșit avem 1,4% din cetățeni, ceea ce este destul de mult, care spun că au datorii luate față de persoane fizice. Noi am utilizat un cuvânt care în limba română are o conotație negativă, nu vreau să am nimic contra cămătarilor, dar noi numim persoanele fizice care activează în special prin sate, prin oraș, nu știu dacă este așa ceva, la sat este cunoscut și cei care ne ascult și este din sat, știu că sunt persoane fizice care împrumută bani cu dobândă. Deci 1,4% din cetățenii Republicii Moldova spun că au datorii de la persoane fizice. Dacă vă uitați atent, în primul grafic avem 28,9% de cetățeni care astăzi declară că au un împrumut de undeva. Cineva poate mai atent și care știe bine matematică va vedea când sumăm toate 3-4 tipuri de împrumuturi, suma este cu mult mai mare. Din simplu motiv că noi avem cetățeni care au datorii în mai multe instituții. Deci el are datorie și la bancă, și la instituție de microcreditare, și la rudi, și la prieteni, și la cămătari. Eu am luat grupul critic sau cel mai vulnerabil grup de cetățeni, sunt aproape 3% din cetățeni care ne-au declarat că au împrumut cel puțin din 3 surse. Deci el are un credit la bancă, cel puțin un credit. El are cel puțin un credit luat la o companie de microfinanțare sau o companie de leasing și el are cel puțin un împrumut luat de la un prieten sau de la o rudă. Deci noi avem 3% din oameni, să nu uităm, populația matură în Republica Moldova este de cel puțin 2 milioane de oameni. Aceasta înseamnă că avem 60.000 de cetățeni în Republica Moldova care eu mă tem să mă gândesc care este situația lor din împrumut, deoarece ei au împrumuturi din toate sursele posibile. Dacă ne uităm mai departe, este evident această corelație, această evaluare pe care o fac eu este relativă, însă noi putem spune cu certitudine că prin acei 33 de miliarde de lei pe care cetățenii noștri, mai mult sau mai puțin, noi putem să-i determinăm în baza datelor oficiale, noi mai avem circa 10 miliarde de lei împrumutate de cetățenii noștri în afara sistemului oficial. Dacă ne uităm atent, de la sistemul bancar, cetățenii noștri au împrumuturi în 2021, deci volumul din împrumuturi a ajuns la 22,9 miliarde lei. Din instituțiile nebancare, noi estimăm, datele oficiale vor apărea în câteva zile, 10,9 miliarde lei. De la rude și prieteni, noi estimăm că cetățenii noștri au datorii de 8,6 miliarde lei și de la cămătari sau persoanele fizice care oferă credite contra dobânzii, 1,5 miliarde lei. Deci aceasta a fost prima întrebare pe care am vrut să o punem noi și la care am dorit să aflăm răspunsul și răspunsul este, cum doriți dumneavoastră, este greu să spunem dacă mult sau puțin, dar avem 29% sau aproape fiecare a treilea cetățean din Republica Moldova declară că astăzi are un împrumut. Marea lor majoritate au de la bancă și la instituții nebancare, însă o cotă destul de mare, avem 10% de oameni care au împrumut de la persoane fizice, în cea mai mare caz acestea sunt rudele și prieteni și într-o proporție mică, dar destul de îngrijorătoare, avem oameni care împrumută de la persoane fizice cu dobândă. Următoarea întrebare și de fapt despre asta vreau astăzi să discutăm și aceasta ar trebui să fie semnalul de alertă, este în ce măsură cetățenii noștri pot face față acestor împrumuturi. Această întrebare este bună în contextul crizei prin care trecem și vreau aici să reamintesc că am pus anul trecut o întrebare în alt sondaj, când s-a început, de fapt deja 2 ani în urmă, viața trecută de râbdică și uităm, în 2020 la începutul pandemiei am pus o întrebare dacă oamenii au bani ca să treacă această provocare, toți anticipam că oamenii vor rămâne fără lucru, va fi foarte greu circulat, va fi greu de câștigat banii și foarte multă lume a răspuns că noi vom fi nevoiți să împrumutăm ca să putem face față provocării. Din toți cetățenii din Republica Moldova pe care au astăzi un împrumut, nu uităm, sunt 29% din cetățeni, 47 sau aproape jumătate au spus că ei au probleme atunci când trebuie să întoarcă un împrumut. De fapt, jumătate din cetățenii Republicii Moldova au spus că pentru ei a întoarce un împrumut este o problemă relativ mare. Noi nu ne-au oprit la acest lucru și atunci când ei ne-au spus că au o problemă din întoarcerea împrumutului, le-am pus altă întrebare de detalizare și am întrebat dacă aveți o problemă în privința întoarcerii împrumuturi, ce faceți dumneavoastră? Din aceștia jumătate, 30% au spus că da, noi avem probleme întoarcerea împrumutului, totuși nu avem datorii, nu avem restanță, noi cumva ne mobilizăm, suntem nevoiți să reducem alte cheltuieli, suntem nevoiți să ne limităm în ceea ce am dorit noi și întoarcem creditul la vreme.
37% sau aproape jumătate au spus că atunci când am un împrumut și trebuie să-l achit când vine plata lunară, eu din păcate nu pot face față acestui lucru, sunt nevoit să împrumut din altă parte ca să-mi întorc datoria mea. Aici intrăm deja într-o problemă și intrăm într-o problemă destul de neplăcută, deoarece avem o situație de incapacitatea plății. 24,8%, fiți atenți, asta 24% din cei 47%, deci asta înseamnă cam 10%, dar vorbim ceva mai târziu, au spus că ei au probleme și au restanțe, deci au restanțe de plată la împrumuturi, iar 6,6% au spus că au niște restanțe foarte mari. Sau practic acești oameni au intrat în incapacitatea de plată. După ce am aceste cifre, deci am cifrele care ne-au spus câți oameni au putut să-și achite, își pot achita creditul fără probleme. Din ei avem un număr de oameni care spun că au o problemă în întoarcerea creditului. Din aceștia care au o problemă din întoarcerea creditului, avem unii care totuși al întorc, dar avem unii care au într-adevăr o dificultate. Și atunci am luat să vedem din toți oamenii care au împrumuturi. Este cu tot o altă cifră, dar graficul acesta este foarte important, în special pentru instituțiile noastre financiare, care se ocupă cu supravegherea și care se ocupă cu a garanta că sistemul nostru financiar este unul perfect. Din acești oameni care au luat împrumuturi, noi am încercat să depistăm oamenii care au dificultate în întoarcerea împrumuturilor. Și am împărțit dificultatea în două părți. Prima, oamenii care nu pot întoarce împrumutul în mod normal și este nevoit să se împrumute din altă parte pentru a-și acoperi creditul, sau și mai rău, despre care vom vorbi mai târziu, oamenii care nu mai au de unde împrumuta, nu pot întoarce banii la timp și au restanță la credit. Am văzut că cel mai sensibil acest indicator este după vârsta respondentului. Deci este o legătură strânsă dintre vârsta care o are respondentul și capacitatea lui de a întoarce creditul și gradul lui de îndatorare. Dacă ne uităm următorul grafic, am luat și am grupat cetățenii după vârsta lor și după pondere creditelor cu problematici. Media națională este 32%. Deci fiecare a treilea cetățean din Republica Moldova care astăzi are un împrumut întâmpină dificultăți sau probleme în întoarcerea acestui împrumut. Însă diferențierea este una foarte mare pe grupele de vârstă. Tinerii la 18 până la 29 de ani spun că 27,5% din ei spun că întâmpină dificultăți în întoarcerea creditului. După ce avansăm în vârstă la 30 la 44 de ani, vedem că cifra crește la 31%. De la 45 la 59 de ani avem 37%, iar persoanele peste 60 de ani avem aproape 43%. Deci 2 din 5 persoane în vârstă care au contractat un împrumut spun că au o problemă în întoarcerea acestui împrumut. O întrebare mai grea este dacă ei au restanță. Deci când vorbim de probleme, este că el nu poate achita normal și este nevoit să întreprindă măsuri speciale ca să achite, însă omul ajunge într-o situație și mai proastă, când deja nimeni nu mai poate, nu-i împrumută, nimeni dorește să împrumute, el nu găsește la nimeni să împrumute și atunci el are un împrumut la care nu face plata lunară și la dânsul se creează restanță de plată. În Republica Moldova, la ziua de astăzi, 15% din cetățeni, sau 14,39% sau 15%, sau fiecare a șaselea cetățean, spune că are un împrumut și acest împrumut el nu îl poate achita. Deci aceste persoane spun că au luat o datorie și el nu are posibilitatea să întoarcă acești bani, nimeni nu-i dă bani și el are restanță de plată. Și vedem că acea diferențiere este și mai mare. Persoanele de 18-29 de ani, doar 10% din ei spun că au o problemă cu întoarcerea, nu că au o problemă, au restanță la întoarcerea împrumutului. De la 30-44 crește la 13%, apoi avem 18-36% și persoanele mai mari de 60 de ani, 27% sau mai mult de fiecare a patrulea cetățean în vârstă spune că a luat un împrumut, n-al poate întoarce și s-a format datorii. De fapt, el a intrat într-o incapacitate de plată a împrumutului. Deci astea sunt cei mai vulnerabili oameni și noi astăzi vă putem spune doar tabloul la zi, deoarece este pentru prima dată când facem o astfel de măsurare, nu putem compara cu alți ani și nu vă putem spune asta este mult sau puțin, este o constatare. 27% din bătrânii noștri care au luat un împrumut spun că n-au putut întoarce la timp.
Și ultima corelație pe care am făcut-o noi și ne pare foarte importantă, am dorit să împărțim gradul de imposibilitate de întoarcere împrumutului după sursa de unde a luat împrumut. Dacă vedem atent, 12,9% din cetățeni care au luat împrumuturi spun că n-au pot întoarce și au datorii la bănci. Deci, de fapt, cetățenii care au luat împrumuturi la bănci sunt în cea mai mică dificultate de a întoarce. Dar 12,9% din ei spun că au restanță și nu întorc împrumutul la timp. Dacă ne uităm la sistemul nebancar, avem deja 21,3% sau oamenii care au luat împrumuturi de la instituțiile nebancare, practic în proporție de fiecare a cincilea, are restanță și nu întoarce datoria. Aici este și motivul din ce cauză în prezent în Parlament să discută acel proiect de lege prin care să fie protejat cetățeanul nostru în momentul când a intrat într-o dificultate de plată. Aici doar vreau să fac o următoare remarcă. Atunci când doriți să luați un împrumut, cel mai important lucru este să știți care este dobânda efectivă. Dobânda efectivă deseori este cu mult mai mare decât dobânda care o vedeți pe panoul publicitar. Dumneavoastră puteți vedea pe panoul publicitar 10-20%, iar dobânda efectivă poate fi și 400% anual, ceea ce este foarte mult. Însă nici nu aceasta este cel mai dramatic. Cel mai important lucru, și fiți atenți, în Republica Moldova avem 33% de oameni care au probleme în întoarcerea împrumutului. Deci fiecare a treilea cetățean are dificultate în privința întoarcerii împrumutului. Probabilitatea că dumneavoastră veți intra într-o problemă de a întoarce împrumutul este una foarte mare. De aceea recomandarea mea numărul 1, numărul 2 și numărul 3. De fapt, vă dau o recomandare că este prima și cea mai importantă. Toate celelalte sunt secundare. Întotdeauna când mergeți să luați un împrumut, întotdeauna când mergeți să luați un credit, indiferent de unde luați, întrebați care vor fi condițiile și ce se va întâmpla cu dumneavoastră dacă intrați în incapacitatea de plată. Nu vă rușinați să puneți această întrebare. Știu că sună caragios. Cum adică mă duc la bancă sau mă duc la instituție nebancară să iau un credit și trebuie să întreb, dar ce îți pățesc dacă n-l pot întoarce? Fiți siguri, compania pune acest lucru în contract. Și, de regulă, cele mai mari probleme care le au cetățenii noștri sunt penalitățile și plățile pur și simplu inimaginabile care sunt aplicate. Aici vorbesc în special de companiile nebancare. La bănci situația este puțin mai bună, deoarece Banca Națională supraveghează mai atent acest sector. Verificați condițiile creditare. Acum Parlamentul vrea să voteze o lege ca să limiteze abuzurile care sunt la instituțiile financiare, dar cea mai mare problemă care au cetățenii noștri nu este rata dobânzii, care tot este o problemă, dar sunt condițiile draconice pentru cazul când dumneavoastră nu puteți întoarce creditul la timp. Dacă la Rudeș, dacă la sistemul nebancar și la Rudeș, prieteni, avem 21, 22, 38, uitați-vă la ultima, la cămătari. De fapt, aici este cei mai vulnerabil grup social. Lui nimeni nu vrea să-i dea credit, pe dânsul deja nimeni n-a împrumut, atunci unica lui soluție, nu sunt șurgi nici prieteni, el merge la cămătari și fiți atenți. 44% sau aproape fiecare al doilea cetățean care a împrumutat bani de la persoane fizice cu dobândă sau cămătari, cum îi spunem noi, spune că are restanță și nu poate întoarce datoria. De fapt, acestea este elementele cel mai sensibil care am vrut să astăzi discutăm. Recomandarea mea este, evident, în măsura posibilităților, evitați să vă împrumutați la cămătari. În măsura posibilităților, încercați să vă împrumutați de la Rudeș, prieteni, că acolo este fără dobândă. Dacă nu este posibil, recomandarea mea este să alegeți băncile și după această instituție financiară nebancare. Nu că aș vrea să fac publicitate la bănci, dar probabilitatea că veți intra într-o dificultate de plată sau probabilitatea că veți intra în incapacitate de plată sau probabilitatea că veți avea un credit amânat sau neplătit la timp, în cazul băncilor este de două ori mai mic, lucrul acesta că l-ați văzut. Asta am vrut astăzi să vă prezint. Astăzi a fost o analiză care, încă o dată repet, a fost posibilă doar grație sondajului pe care l-a realizat Iris Viitorul, Institutul Brătianu și CBS AXA. Apropo, vreau să spun că acest sondaj a fost mediatizat și transmis în Republica Moldova de la București, de către partenerul nostru, privesc eu, și aici el a fost partenerul nostru și ați avut posibilitatea și aveți posibilitatea să-l urmăriți. Însă atunci în sondaj și în prezentarea publică noi am dat doar câteva cifre cele mai relevante și interesante, iar partea de credite
datorii, incapacitate de plată, am considerat că să o facem într-o ediție specială. Sper foarte mult că informația prezentată de mine astăzi va avea un interes atât din partea Băncii Naționale, cât Comisiei Naționale a Piețelor Financiare, Agenției de Protecție a Consumatorului și, în mod special, deputații din Parlament, care acum urmează să voteze o lege care protejează cetățeanul Republicii Moldova de abuzul instituțiilor financiare și, încă o dată repet, aceste abuzuri se referă la situația când omul nu a putut achita la timp credit și să nu uităm că noi în prezent avem 21% din cetățeni care spun că au datorii la o instituție nebancară și 13% la o instituție bancară. Aici este cel mai vulnerabil loc și atunci când vreți să luați un credit, recomandarea mea numărul 1 și cea mai importantă recomandare, dobânda e pe locul 2. Pe locul 1 aflați care sunt condițiile în caz de veți întreba ce vreți să întâmplă în viață, orice poate fi în viață, și aveți o situație în care nu puteți întoarce la timp creditul, nu puteți împrumuta la nimic ca să acoperiți acest credit, după cum fac foarte mulți cetățeni. Ce pățiți, ce se întâmplă cu voi? Iar până atunci aveți grijă și până data viitoare, când vom discuta un alt subiect de importanță națională și sper pentru fiecare din voi, vă mulțumesc și aveți o zi bună în continuare.